Înainte ca acest episod de Survival Games să înceapă, vreau să fac o scurtă promovare lui Club 79, care face videoclipuri cu Minecraft și e din Vaslui. Da, abonați-vă la el, că e din Vaslui, e sărac, n-are abonat, săracu, și glumesc, mă. Face videoclipuri cu Minecraft, mai exact, Survival Games, Skywars, face și livestream-ul, are o serie de Minecraft Survival, mai face și câte un episod de CSGO, foarte frumos. Ce să vă mai spun, videoclipurile lui sunt 720p, 60 de frame-uri, thumbnail-uri și makere, avatar și banner de asemenea. Aveți link de la canalul în descriere, nu uitați să vă abonați și voi, să lăsați și la acolo cât mai multe like-uri, cât mai multe comentarii ca să le încurajați și să fiți activi dacă vă place canalul lui. Cam atât promovarea asta, hai să trecem la videoclip. Mă, de curiozitate, cam câte voturi a avut harta asta? 1. Un singur vot. Bă, ce să zic? Nu știu cine a votat-o, cred că a votat-o cineva din greșeală pentru că vrea să voteze Alaskan Village. Am luat un chest plate și ăla e de Aaron. Bă, mă rog, sunt destul de nervos în acest moment. Din păcate. Vreți să vă povestesc? Chiar vreți să vă povestesc? Stai așa, trebuie să mă duc cât mai departe de ăștia, să fac rost de armă de aici. Acum dacă o să mă duc înapoi, probabil că o să mor, toate că am armură, am și armă. Dar ăsta, vă zic eu că o să mă omoare. Nu știu cum naiba, dar tipul ăsta o să mă omoare. Pentru că eu, deci ultimele 3 meciuri au fost fix la fel, frate. Eu făceam 2-3 kill-uri, uneori făceam doar câte un kill și ăla vine la clean-up, știi? Pac, un meci, știi, două, da și trei, păi dă-mă, mamă, mă simt de treabă, fratea, păi treabă, ea, eu zic că, nu știi, și așa, nu știu, îmi vine să dau acum target la toți, știi, să vin să fac și o clean-up din astea nesimțite cum fac ei, să, pana mea, știi, dar nu, noi o să ne calmăm, pentru că suntem niște oameni calmi, suntem cei mai calmi oameni, noi o să facem rost de iteme și după asta o să sărim și pe aia, dar mai întâi, ne calmăm, nu că am avea nevoie de asta să ne calmăm, pentru că suntem cei mai calmi oameni care există. Pentru că jucăm MCG, unde este cel mai minunat server de survival games, unde donațiile curg gârlă și ai crede că trebuie să fie cel mai bun anticid de pe server, de pe, mă rog, cel mai bun anticid ever. Ar spune că ar trebui să fie cei mai inteligenți, sper, cei mai non-antipatici, dar aici găsești și timp retardat și copilaj de 10 ani care scriu is winner, is, 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 is. Și mă doare capul, vă zic sincer, mă doare capul, mă, deci astăzi am dat numai de așa niște meciuri din astea foarte frumoase și tipul ăsta are PC de lemn și la revedere domnule PC de lemn. Așa, bun, bun, bun. Hai mă să ne calmăm, mă. Știu că putem să câștigăm și noi meci pe ziua de astăzi. Deja am trecut de faza aia de 2 minute în care era posibil să ne luăm și noi așa un clean-up frumos. Așa că haideți să fim serioși, să îi batem și pe ăștia. Mergem să facem un clean-up pentru că văd că teamul ăsta urmărește pe cineva. Erau doi menite pe aici și ăla are sabie de lemn. Oh my god. Nu, tipule, stai așa, mă. Vreau să spun Flint and Steel mai întâi. De ce a fugit ăsta așa de repede? Adică nici n-am apucat să-i dau vreo două hituri și așa. Am zis că vine el după mine care să-i lăsa sabia bună. Bă, dar n-are mura așa bună asta, știi? Vrei să facem team? Vrei să facem team? Mai și MCG Master la nume. Du-te, mă, de aici, mă, cu MCG Master-ul tău. Dăm sabia încoace, nici măcar nu meriți. La revedere. Bun, deci vreau să-mi cer scuze dacă îmi păr puțin mai nervos, dar să-mi pac piciorul, frate. Atâtea meciuri, nu știu, n-am mai avut de mult ghinionul ăsta, știi? Și n-am mai jucat Survival Games chiar de câteva zile bune. Am mai intrat un vâr de-al meu mai pe cont și am mai jucat și el. Da, frate, e extrem de enervantă chestia asta, adică 3 meciuri la rând. Și înainte de asta a fost tot un meci enervant, pentru că a prins cineva sabie de la spawn și m-a omorât. Fain, nu? Da, așa ziceam și eu. MCG Master l-a omorât, bă, a omorât MCG Master, frate, care avea să facem team, oh my god. Bun, fain prin testul boss, bă, nu știu cum ai parcă nici n-a sărit peste el, știi? Ori îl pune prea bine, ori... Mamă, ce lag e pe server. Bă, deci lag de la mine nu e, pentru că am intrat pe alt server mai înainte, am intrat pe GoMHD să filmeze Ender Games. Și n-a fost lagul ăsta. Și nici pe Badline, că n-am vrut să mă încălzesc. Prin încălzit, mă refer la, am băgat vreo 2-3 meciuri, unde am fost praf, pentru că n-am mai făcut PvP de vreo câteva zile. Da, ți ieși din mână destul de ușor după ce joci atâta CSGO. De fapt, nu contează ce se joci, ideea e să fie... Auleu, ce-ai făcut, mă, boss, mă, la?
Nu știu ce a fost asta, dar... Mă rog, Fishing Rod pentru noi, foarte frumos. Păi trebuie să fiu cu ochii în patru, frate, pentru că sunt sigur că trebuie să se iasă cineva, nu știu, din mașina asta. Cine știe cum îți iese din mașina acum și sare pe tine așa, direct. E posibil, mă, credeți-mă că e posibil orice la Survival Games. Cineva, nu? Ok, bun, bun, să dăm foc la itemele astea. Cum o să mă mufim de stil întreg, cui pasă? Mai avem unul și ne mai facem dacă mai avem nevoie. Dar nu mai avem nevoie pe moment. Așa, băgăm supa asta în noi. Și să vedem, mâncare, pac, pac, diamant, bun. Noi deja avem sabie diamond, așa că ne doare la bască. Am aș mai vrea niște pantaloni, un arc, ceva, pentru că nu am un arc. Bine, nu e bai, dar totuși mi-ar prinde bine unul și văd acolo pe tipul ăla care e naked. Am mai intrat și în foc, ok. Cred că vrea să se ucidă ăsta, ah, da. Prea târziu, boss, am venit eu, hoa! Bun, am vrut să fac eu kill-ul, că puteam să mă joc și eu cu el sau să mă lel cu moare, știi, dar am vrut eu kill-ul. Încerc să fac și cât mai multe killeri așa pe meci, știi? Și ăsta a fost până acum cel mai greu kill al meciului. Bă, deci spawnul trebuie să fie undeva prin partea asta, cred. Cred, dar nu sunt sigur. S-ar putea să mă înșel, dar trebuie să fie chiar aici în stânga. Mă simt ca pe Valleyside University. Pentru că oarecum mi-a dus așa aminte, dar asta e spawnul. Mă gândesc că oare mai sunt ceva iteme. O să ne uităm și noi așa repede stânga dreapta. Da, aș spune că nu mai sunt. Uite, e crafting table acolo. Chiar mă gândeam unde e crafting table-ul. Băi, bun. Ce să facem, mă? Ce să facem? Chiar nu știu ce să facem. De obicei, când sunt multe voturi pentru mapă de genul, sunt mulți player nablezi. Dar acum... nu știu. A votat-o doar cineva, asta e ideea. Ăla săracul care și-a dat foc mai înainte, era ceva genul, bă, n-am găsit niciun chest, fuck my life. Și mi-a și-a dat foc. Ceva de genul îmi vine să fac și eu atunci când găsesc deja, nu știu, o hartă din asta așa stupidă, știi, și nu știu, parcă n-ai niciun chef să joci pe harta aia după ce cauți 10 minute un chest de tier 2 și nu găsești. Ok, bun, 5, de fapt 4 pe rămași, 4 minte. O să mergem aici la spawn pentru că vreau să mai aștept pe ăștia, trebuie să vină să-și crafteze și ei ceva. Cam asta ar fi, na, logic, doar că, na, vedem. Parcă am văzut deja un nume, sau nu, mi s-a părut. Nu, ne uităm stânga dreapta pentru că nu vreau să mai am parte și de altă surpriză meciul ăsta. Deja am avut niște meciuri care, da, au fost foarte nasoale. Ce fain, mă, începe dead meciul. Și am ajuns și eu. Și suntem oarecum full iron și avem sape de diamond și avem și golden apple. Și dacă o să găsim un hacker, eu îmi bapi și răpozez episodul așa, frate. Hai, mă, nene. Nu îmi zic că o să dau eu de un hacker fix un dead meci pentru că... asta mi-ar mai trebui pe ziua de astăzi ca să rup tastatura asta în două. A fost și zile mai proaste, dar nu știu, azi m-am activat. Pana mea. Era frumos să meargă focul pe chesturi. Bă, dar văd că se menține, știi? O să-l pun și o să încerc să-i împing pe ăștia în chesturi în caz că... în caz că sunt timpul și sare amândoi așa spre mine. Pentru că nu se vede chiar așa tare, știți? Și na, nici nu prea am cum să mă aflinte în stil acum. Bun, o să începem și noi deathmatch-ul în 15 secunde mai exact, de fapt 13, de fapt 12. Bă, se tot schimbă. Ah, stai, mamă ce glumeam în mine, știu. Ok, bun, sunt nebun, bă, trebuie să câștig meciul ăsta sau înnebunesc, dau un rage aici, frate. În direct și în reloare. Bun, ăla îi jumătate. Ăla nu știu. Dar n-am nici arc, frate, asta e ideea. De asta nici măcar nu mi-am mai făcut săgeți acolo. Mă așteptam la asta. Asta are lag, mă. Ok, boss, tu ești următorul. Un arc? Da, avem. Foarte frumos, asta vrea să facem team. Bă, deci eu nu mă mai joc nici cu ăștia, frate. Vreau să eu mor ca să câștig și eu un meci pe ziua de astăzi. Să am un episod postat pe ziua de astăzi pentru promobatul care și-a dat 5 euro. A fost la mama lui probabil și-a cerut 5 euro. Iar eu trebuie să-i fac episod de Survival Games, așa că fuck it, o să câștigăm acest episod de Survival Games. Yes. Fără hackeri, fără teamări, fără clean-up-uri, fără nimic, mă. În sfârșit a ieșit meciul pe ziua de astăzi. Eu am fost Tygunner și vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit. Nu uitați să lăsați și voi acolo un like și ne revedem. Ați ghicit. Data viitoare. Baftă.